Doi bărbați au fost reținuți de poliție după ce au furat mai multe oi. Aceștia ar fi pătruns pe timpul nopții într-un adăpost de animale, situat în comuna Hinova, satul Bistrița. Doi bărbați din localitatea Punghena, cu vârsta de 42, respectiv 25 de ani, au fost reținuți de poliție după ce, în noaptea de 5 spre 6 8-2021, au furat mai multe oi. Inspectoratul de poliție județean Mehedinți a fost sesizat de un bărbat de 58 de ani din comuna Hinova, cu privire la faptul că mai multe ovine au fost sustrase de persoane necunoscute dintr-o anexă situată în extravilanul satului Bistrița. În urma verificărilor efectuate, la data de 25 ianuarie anul curent, polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Șimian au identificat autorii furtului doi bărbați de 42, respectiv 35 de ani, ambii din comuna Punghina. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat, cei doi bărbați fiind reținuți pentru 24 de ore, urmând ca la data de 26 ianuarie să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat, cei doi bărbați fiind reținuți pentru 24 de ore, urmând ca la data de 26 ianuarie să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin, cu propunerea de luare a unei alte măsuri preventive.